În fiecare an, odată cu răcirea vremii, pentru bucureșteni apare aceeași problemă. Vor putea sau nu să-și plătească facturile la încălzire? Prețul gigacaloriei este mai mare de la iarnă, la fel și subvenția la facturi. Toate din cauza unei probleme fără sfârșit între cele două companii responsabile cu încălzirea în sistem centralizat, Termoenergetica și Elcen. Prima distribuie, cea de-a doua produce energie termică. Ambele sunt companii de stat, ambele au datorii una către cealaltă. De 10 ani se încearcă fuziunea celor două și de tot atâta timp nu se găsesc soluții. Pe de o parte lipsesc banii și pe de cealaltă parte orice încercare se îngroapă de fiecare dată în acte. Primarul general vrea să pună capăt epopeei cu încălzirea din capitală. Am ridicat problema achiziției Elcen de către Primăria Capitalei și am convenit că va avea loc o discuție separată cu premierul Florin Câțu în această săptămână. Vorbim nu doar de soluții de sprijin pentru această iarnă, ci de refacerea pe fonda unui sistem de termoficare învechit, care până acum a fost doar cârpit, nu modernizat, a scris edilul pe Facebook. De aceeași părere este și premierul, care atenționează că statul nu va putea subvenționa prețul gigacaloriei la nesfârșit. Vom subvenționa o parte din gigacalorie, din bani de la buget, vedem sumele exacte, pe asta vom mai discuta, dar nu, asta nu este o soluție pentru termen lung, pentru că nu ajută dacă anul viitor ne aflăm în același loc. Și atunci aș vrea împreună cu dumneavoastră și cu primarii din municipiile respective sau în orașe respective să ne gândim și la în paralel la un plan pe termen lung, ca să nu mai avem această situație și anul viitor. Primăria București nu are banii necesari pentru a cumpăra Elcen și speră la ajutor din partea guvernului. Conform estimărilor oficiale, valoarea totală a companiei este de aproximativ 1 miliard de lei, iar prețul de vânzare ar fi de 7-800 de milioane de lei. Specialiștii în energie sunt însă de părere că va fi complicat de obținut finanțare, mai ales că economia românească nu este în cea mai bună formă. La un moment dat, planul primăriei era de a se împrumuta de acești bani necesari pentru a cumpăra Elcenul. Evident că în actualele condiții în care necesarul de subvenții pentru menținerea cât de cât suportabilă a prețului gigacaloriei pentru bucureșteni, acest plan devine cu atât mai complicat, pentru că asta înseamnă să ceară încă și mai mulți bani de la guvern. Relația dintre cele două companii, Elcen și Termoenergetica, este una complicată. Amândouă sunt deținute de stat, acela stat care dă subvenții uneia pentru a o plăti pe cealaltă. Fuziunea celor două ar însemna, în primul rând, eliminarea unei părți importante din cheltuieli și, pe de altă parte, facturi mai mici. Până la realizarea acestui obiectiv, Primăria București va continua să plătească sume uriașe pentru încălzire. Pe producție a fost această creștere, care acum e oficială, 329 de lei de la 206, da, care vine din scumpirea gazului, în esență. Pe partea de transport, cel care acum e 220 de lei, încă nu a fost fixat prețul. În momentul ăsta, noi plătim cam două treimi din preț. Bun, adică din 506, da. Bucureșteanul plătește 164 și noi plătim 340. Lunile următoare vor veni și cu alte scumpiri pe componenta de transport a energiei termice. Municipalitatea promite însă că, indiferent cât va crește prețul, va suporta două treimi din costul facturii la încălzire.